Eveniment literar în cartierul Class Park din Târgoviște. Joi 10 octombrie a avut loc lansarea cărții de poezii Vise, zboruri, împliniri a scriitorului Lucian Gavriloiu, stabilit în ultimii ani la Târgoviște. Manifestarea a avut loc în amfiteatrul bibliotecii în prezența prietenilor apropiați, dar și a primarului municipiului Târgoviște Cristian Stan și a viceprimarului Cătălin Rădulescu. Gândindu-mă la buzoianul Vasile Cârlova, care prin 5 poezii a intrat în istoria literaturii române și a dus România în literatura europeană prin romantismul său scris în cele 5 poezii și care târgoviștenii, știindu-l că de mic venea în Târgoviște, i-au dat denumire la o școală și la o stradă. Eu vă spun sincer că, fiind buzoian, îi vedeam statuia mereu în crâng și mă întrebam de ce ai murit la 22 de ani și ai fost ofițer ca și mine. La 22 de ani am murit, ca să știți. Poeziile mele sunt personale, ca de fapt fiecare poet sau scriitor are personalitatea lui. Vreau să vă spun că cele 67 de poezii au fost scrise cam în 8 ani. Fiindcă eu n-am stat la masă și spun, acum scriu poezii. Deci poeziile mele sunt din suflet, pentru suflet. Prietenilor mei din Ardeal și Buzău, privesc în zare că mulți sunteți departe, am turnul, zidurile, privirea către voi, în inimă și suflet, departele e aproape, simțindu-vă căldura ce mi-o dați, nu sloi. Am gânduri optimiste și bune către toți, Târgoviște, orașul miracol, scos dintre ruine, îmi dă adesea trăirile visate atâtea nopți, avându-l pe Cârlova, poetul buzoian în mine. Vă scriu că încă pot și totul pare bine. Absența voastră și depărtarea este grea, Mircea, Vlad Țepeș, Petru, treziți dintre ruine, mă apropie de toți, cât Domnul o să vrea.